Bună seara! Sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. Da, am mai avut încă o dată dreptate. În 17 septembrie 2010 publicam pe presalert.ro prima investigație, primul articol legat de ceea ce a devenit afacerea Ornella Design. Astăzi, la 4 ani și 6 luni de la acel moment, procurorii DNA l-au pus oficial sub acuzare pe Constantin Ostaficiuc, fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, care, vă reamintesc, a avut tupeul să ne considere pe toți proști și să dea o parcelă de pământ de la Pit familiei sale în concesiune. A mai dat și niște scutiri de redevențe și uite așa a mai tras după el doi oameni despre care nu am auzit nimic rău până acum. Șeful ADTIM, Sergiu Bălașa, și șefa de serviciu, Rodica Tisu. Doi oameni, doi angajați ai statului care, pentru că au semnat referatul prin care propuneau ca firma fostului președinte al Consiliului Județean Timiș să fie scutită de plata unor redevențe, să fie puși acum sub acuzare. Interesant este un lucru, apropo de celebra frăția Cașcavalului despre care tot vorbim aici la Press Alert Live, când DNA-ul a cerut Consiliului Județean Timiș să se constituie parte civilă, n-a mai fost cazul. De ce? Pentru că a venit un răspuns în care se spunea că, între timp, firma Ornella Design, de bună voie și nesilită de nimeni, a achitat toate acele redevențe neplătite în urmă cu 3 ani și jumătate. Oare cine le-o fi șoptit că îi caută DNA-ul prietenul Titu Bojin sau oamenii lui Constantin Ostaficiuc rămași bine mersi în Consiliul Județean? Până la urmă nici nu mai contează. Contează un singur lucru, că până la urmă legea se aplică și că da, repet, cu riscul de a enerva pe mulți, am avut dreptate. Și spun asta pentru că la vremea respectivă erau foarte mulți care ne spuneau că nu știm ce spunem, ce scriem, că vorbim prostim și că suntem manipulați, ce să vezi, de PSD. Deci, nu e așa, prietenilor cei mai buni din Consiliul Județean ai pedeliștilor de atunci, erau chiar PSD-iști în frunte cu Titu Bojin. Îmi aduc aminte că la vremea respectivă au fost, cu excepția lui Ostaficiuc, care a mimat echidistanța, patru oameni, patru consilieri județeni care nu au votat pentru acele redevențe să fie trecute pe minus. Sunt patru oameni, doi de la PNL, de la fostul PNL și doi din PSD. Niciunul dintre ei nu este în această seară, ci discutăm despre ce se întâmplă acum în zona politică cu deputatul PSD de Timiș, domnul Cătălin Tiuc. Bună seara, domnule Tiuc, bine ați revenit la Press Alert Live. Bună seara, bine v-am regăsit. Scăpați încet, încet de colegii din Parlament, căci, după cum se arată lucrurile, în scurt timp, colegii noastre de cameră, peneliștii de acum, Sămărtinean și Alin Popoviciu, vor fi trimiși în judecată de DNA alături de Constantin Ostaficiuc, care, trebuie să spunem, în această afacere Ornella Design este cercetat în cadrul aceluiași dosar legat de frauda de la aeroport. E bine că se subțiază încet, încet parlamentul ăsta așa umflat cu sute de oameni. Parlamentul este așa cum, nu știu dacă e umflat sau nu e umflat, că dumneavoastră vă place să-l numiți umflat, e un parlament mare așa cum l-au votat și așa cum e a rezultat conform legii. Legii votate tot de politicieni. Și îmbrățișată cu ardoare de către mass media. Și promovată la momentul 2008, dacă vă aduceți aminte, și la momentul 2012, cu mult fast de toată mass media ca fiind o lege foarte bună. Și a dat rezultate foarte bune. Sunt mulți oameni care au ajuns în Parlament și au făcut treabă bună, reprezentând comunități și și-au făcut treaba acolo. Domnul Tiuc, acolo unde să fim serioși, în ultima perioadă
Parlamentului de bun ce e și de membrii de calitate ce are, s-a ocupat mai mult de aprobat cererea ale procurorilor de arestare preventivă, nu s-a ocupat de legi. Nu e adevărat. În ultima perioadă, în ultimele luni, cam asta ați făcut. E, lăsați, asta ați mediatizat dumneavoastră. Nu am făcut mult, știm, multe altele. Niciodată, da, știm, nu avem dreptate. Știm. Eu n-am zis că n-aveți dreptate, am zis că vă place senzaționalul. Sigur că sunt cele mai multe cereri ale procurorilor decât au fost vreodată. Și sigur că vedem și noi, se vede cu ochiul liber că Parlamentul este din ce în ce mai mic de la o săptămână la alta. Lucrul ăsta îl vedem, îl simțim. Da, și facem și lucruri bune. Vă simțiți confortabil? Nu mă simt confortabil, nu-mi place imaginea pe care o are Parlamentul, dar încerc să-mi fac treaba pe colegiul meu, încerc să-mi fac treaba pentru care oamenii m-au trimis acolo, lucru pe care îl fac și lucru pe care... Nu, eu spuneți că pres îi place senzaționalul. Absolut. Să înțeleg că, de exemplu, și noi căutăm senzaționalul căci vorbim despre modul în care... Noi scriam acum 4 ani despre cum se frauda bugetul de stat și PSD-ul era frumos ghiocel la poarta lui Constantin Ostaficiu care împărțea bani în județul Aurel. Nu fiți rău, domnul Boța, nu, sunt doar realist. Nu tot PSD-ul era așa. Mie, arătați-mi și mie o luare de poziție că eu mănânc hârtia aia și ziarul în care cineva spunea ceva despre Ornella Design și despre afacerile lui Constantin Ostaficiuc. Eu trebuie să vă recunosc că de Ornella Design am aflat de la dumneavoastră. După ce am aflat din presă, am... Nu, domnul Ostaficiuc la vremea respectivă, repet, da, avea sprijinul masiv al PSD și a și votat PSD-ul pentru toate lucrurile acelea, inclusiv pentru acele redevențe neplătite, în frunte cu domnul Bojin, și nu a... Partidul, mă refer la partid, cum ați reprezentat aici PSD-ul, nu a scos un cuvânt. Și la vremea când, și când l-a găsit Ani pe Ostaficiuc în conflict de interese, și atunci era să fie câta liniște la PSD. Acum, eu nu sunt aici să discut despre modul în care domnul Titu Bojin s-a... Sunt visele, blestemele unora, da. S-a comportat. Din potrivă, eu cred că comportamentul domnului Titu Bojin a fost unul din punct de vedere politic corect, de vreme ce dumneavoastră a câștigat alegerile. Domnul Tiuc, că domnul Bojin a avut o atitudine corectă față de... Din punct de vedere politic. Din punct de vedere politic, explicați-mi mie cât e de corect. Așa. Da, să fii președintele PSD Timiș, partid de opoziție, și seara să vii la partid, da. Da, și dimineața să te duci la Apele Române, da, să aplici politica guvernului Boc, da, să stragi bani din contractele cu statul de pe bani guvernamentali, că asta de aia este căutat. Păi vedeți că, să vedem ce... Vedeți că tocmai și-a plătit domnul Bojin prejudiciul la parchetul general, dacă nu știați. Și să nu spui un cuvânt despre cum fura până la urmă statul președintele partidului aflat la putere. Asta se numește că e o atitudine ok, nu? De politician în opoziție. Indiferent ce... Eu nu mă refer la atitudine morală și legală aici. Dar la ce eu mă refer la atitudinea unui membru de partid. Da? Eu am fost membru de partid, sunt membru de partid din 99. Discutam despre domnul Bojin, atitudinea domniei sale ca președinte al PSD Timiș în vremea în care erau PSD-ul teoretic, pe hârtie era în opoziție față de PDL. Și spuneți că a fost bine că a tăcut Titu Bojin și nu l-a atacat pe Ostaficiuc. Asta s-a înțeles. Ați înțeles-o dumneavoastră cum ați vrut să o înțelegeți. Nu, dar haideți că facem un sondaj aici așa în studio și să vedeți că am dreptate. Da, eu vă repet. Atitudinea domnului Bojin, domnul Bojin nu m-a oprit niciodată să dau un domnul Ostaficiuc și să iau cuvântul în plenul Consiliului Județean, lucru pe care l-am făcut. Atât eu cât și Marcel Mihoc. Din ce mi-amintesc eu în ultimele două mandate, sub președinția domnului Ostaficiuc. Unu. Doi la mână. Sub președinția domnului Bojin, partidul ăsta, așa cum a fost el și așa cum s-a comportat el, a câștigat alegerile. Nu ați câștigat că a fost valul USL, lăsați-mă. Așa, sunteți precum Nicolae Robu, care spune că a fost cel mai votat în Timișoara, când în realitate Titu Bojin a adus cel mai multe voturi. Da? Ca dovadă că atitudinea lui a fost apreciată de cetățeni. Domnule, ce să vă zic mai mult de atât? Haideți să facem acum, să vedem cât de bună e atitudinea și câte voturi mai a fără USL Titu Bojin. Eu cred că domnul Bojin a fost mult mai sperat în opoziție decât la putere. Da, asta pot să spun. Scuzați-mi ignoranța. În mandatul anterior ați fost în Consiliul Județean? Absolut.
Deci ați votat și dumneavoastră. Sincer să fiu, în momentul în care citeați despre subiectul ăsta, eu nu mi-aduc aminte cum am votat la acest proiect. Vă spun cum ați votat. Am votat pentru? Ați votat pentru. Ați votat pentru că făcându-mi documentarea pentru emisiune, singurii oameni care s-au obținut au fost așa, de la liberali, să nu greșesc, Sorin Supuran așa. Și încă un liberal, da. Iar de la PSD au și Leo De Maio, știu așa. Sigur, de la PNL, bun. Iar de la PSD, sigur nu erați printre cei doi. Dar nici nu știți dacă am fost prezent sau nu la ședință. Dacă vreți, ne uităm pe fotografii. Nu știu dacă sigur. Pe fotografii, dar este sigur. În indexul Consiliului sigur, Județean. Sigur ați fost. Oricum, eu nu cred. Nu credeți? Dacă nu, da, mă rog, o putem verifica. Sunt foarte multe hotărârile și dumneavoastră știți foarte bine. Hotărârile în perioada 2004-2012, pe tot mandatul de 8 ani al domnului președinte Eustafie Ciuc, în care n-am votat cum a votat majoritatea PSD-ului. Da, domnul Ciuc. Nu, Boța, eu odată la 6 luni, pe motivul acesta, am trebuit să dau justificări și să-mi explic votul domnul meu în interiorul partidului. Lucru de care nu m-am ferit niciodată. Îmi spuneți că Bojin a făcut bine, că a tăcut și nu l-a atacat pe Eustafie Ciuc. Eu am spus că atitudinea domnului Bojin, în care a lăsat pe alții să se bată și el a fost nu acolo... Nu s-a bătut, domnule, nimeni cu Eustafie Ciuc. Spuneți-mi și mie ce s-a bătut. Hai să luăm conferințele de presă, hai să luăm interviurile pe care le-am dat în perioada aia. Hai să luăm ce a făcut Marcel Mihoc, ce am făcut eu, ce au făcut alți colegi. Domnule, că erați ghiocel la ușa lui Eustafie Ciuc. Cine a fost ghiocel la ușa? Toată lumea. În perioada respectivă erați ghiocei. Da. Ghiocei. Singurii care scriam eram noi jurnaliștii. N-ați avut curajul politic. Domnul deputat, îmi aduceți din arhiva PSD Timiș un comunicat al consilierilor județeni sau, exceptându-l pe Sorin Grindeanu, haideți să-l dăm deoparte, a oamenilor din Consiliul Județean politic în care l-ați atacat pe Eustafie Ciuc? Pe chestiuni clare de corupție, că se dovedesc acum, da? Nu a scos luni de zile un cuvânt și acum veniți să-mi spuneți mie acum că ați făcut bine? Domnul Boță. Eu asta înțeleg. Domnule, din punct de vedere politic, PSD-ul a câștigat. Eu asta spun. Da? Nu spun că e corect sau nu. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că ați făcut bine, că ați tăcut și pentru că ați tăcut și ați păstrat legea tăcerii, acea mafiotă, ați câștigat. Domnul Boța, eu n-am spus asta. De ce îmi puneți vorbe în gură? Ați spus că ați tăcut. Ați făcut bine că ați tăcut. Am spus că politica pe care noi am dus-o acolo, pe care dumneavoastră o vedeți într-un fel și o văd în cu totul altfel. Și o să vă dau zeci de interviuri pe care le-am... Dumneavoastră n-aveați atunci televiziune, dar Europa Nova funcționa și la Europa Nova am vorbit nu foarte elegant despre Eustafie Ciuc. Și nu odată. Despre Ornella Design. Despre Ornella Design nu știu dacă am vorbit sau nu. Dar după ce a scris, eu vă repet, despre Ornella Design am scris după ce... dacă am vorbit, am vorbit după ce am citit la Presa Alert. Până atunci nu am știut de ordinea. Deci e bine. E bine cum a făcut. Eu n-am spus că e bine. A spus că a făcut bine. A spus că a avut un rezultat politic. Atitudinea domnului Bojin a avut un rezultat politic. Aia bine. Am spus. Eu nu știu dacă e bine sau rău. Eu nu regret modul în care eu m-am comportat în 2004-2012. Pentru că tot ce am avut de zis, am zis. N-am fost momente în care am tăcut. Chiar și când mi s-a spus să tac, chiar n-am tăcut. Domnul Ciuc, da? Mi-aduc aminte de o declarație de la dumneavoastră, așa. În care spuneați într-o conferință la PSD, citesc din memorie aproximativ, așa. Că este pentru noastră o mare onoare să fiți în PSD sub conducerea domnului Bojin. N-am zis o mare onoare. Nu, era aproximativ. Este un deosebit, nu știu, ați folosit o expresie, cred că dacă o caut... În arhivă, din păcate, am călcat. Au fost multe momente în care PSD Timiș s-a comportat extraordinar și au avut atitudine perfect. Sub conducerea deci domnului ne-am lămurit, a făcut bine Titu Bojin. Apropo de Titu Bojin. V-a apucat să aruncați cu noroi așa la modul general. Fiecare om are și părți bune și părți rele. Domnul Bojin? Domnul Bojin este... Uite, ce zicem la colegul nostru de partid. Domnul Bojin, da? Domnul Bojin este la ora actuală cercetat... penal. Asta eu nu știu. Dar mă rog, am citit în presă chestiunea aceasta. Nu știți că este cercetat penal în dosare, în două. Unul la parchetul general, unul la... Cel care face... Nu vă întreb, nu știți? Da, am citit în presă acest lucru. De știți? Așa. Vi se pare
normal că domnia sa s-a retras din funcția politică, vi se pare normal? Da, e firesc. E opțiunea okay. domniei sale și e foarte bine că a făcut așa. Suntem aici de comun acord. Inclusiv pentru derularea procedurilor juridice, da. E bine că a făcut așa. Bun. Nu numai pentru partid. Întrebarea mea este, credeți că Titu Bojin mai poate să fie un vector de imagine, o locomotivă pentru PSD și să aducă victoria din nou în aceste condiții? Titu Bojin are plusurile lui, dar are acum o situație pe care trebuie să-și o lămurească. Are o situație juridică pe care va trebui să-și o lămurească. Și eu îi urez succes în a-și o lămuri cât mai repede. În momentul în care și-o va lămuri, sigur, domnul Titu Bojin își poate găsi un loc în echipa PSD atunci când își va lămuri aceste situații. Sunt convins, prin atitudinea domniei sale, aceea de a se retrage, că nu își dorește să tragă acest partid în jos și că își dorește să-și rezolve problemele cât mai repede. Asta cred eu în acest moment. Evaluările a ceea ce înseamnă Titu Bojin și a rolului lui într-o echipă PSD pot fi făcute atunci când Titu Bojin își dorește să facă parte din această echipă, în primă linie, în linia de bătaie a acestei echipe. Deocamdată are niște chestiuni de care trebuie să se ocupe și se va ocupa. Evident. Cât timp îi va lua. Asta sunteți e. Fan Titu Bojin? Sunt fan Titu Bojin. Sunt fan PSD, domnul Boță. Perfect. Sunt fan PSD și a tot ceea ce înseamnă acest partid mare și care luptă să-și respecte promisiunile pe care le-a făcut. Pentru că atunci când Titu Bojin a urcat pe scenă, n-a urcat Titu Bojin pe scenă, a urcat PSD-ul. Și promisiunile făcute acolo sunt ale PSD-ului, nu sunt ale lui Titu Bojin. Apropo de, că discutăm și de TVA-ul cu 9%, imediat. Mai ales că aveți așa o bucurie personală și nu pot să vă răpesc, dar până atunci, sau nu, să rămânem, zic, în zona PSD, că tot am discutat. Aveți alegeri în filială. Avem de alegeri curând. În filială. Grație datorită mulțumită în plecării lui Nu, datorită Titu Bojin. Unei hotărâri a Consiliului Național care a hotărât să se facă alegeri în toată țara. În toate filialele. Oricum era o filială aflată. Plecarea lui Titu Bojin a fost ușor umplută în PSD Timiș de venirea ca președinte a filialei a domnului ministru Sorin Grindeanu. Întrebarea mea este în felul următor. Vă rog frumos. Candidați pentru vreo funcție? V-ați gândit să candidați pentru vreo funcție? Cum ar fi cea de președinte executiv, că înțeleg că acolo nu-i prea mare bătaie? Acolo sigur va fi bătaie. Nu cred că nu va fi bătaie. Păi cum? E unul singur până acum anunțat oficial. Eu n-am auzit. Așa, pe surse se spune că domnul Ciobanu își dorește neapărat. Pe acum, ori rest... oficial, ori pe surse, domnul Boța. Oficial pe surse. Oficial pe surse. Am înțeles. Noi suntem un partid mult prea mare ca să avem un singur candidat pentru asemenea funcție importantă. Nu cred că vom avea la funcția de președinte executiv doar un singur candidat, PSD Timiș. Ziceți că... Eu vă spun că în PSD Timiș vă pot da acum cel puțin 10 nume care dați pot să fie... Dați-mi 5 de președinte executiv. Nu, domnul Boța, eu o să fac mai 5. Mult decât atât. O să vă dau nume din cadrul primarilor. O să vă dau, uitați, domnul Sorin Cău, care e președintele Ligii Aleșilor Locali. Ca să nu vorbesc de domnul Boldea sau domnul Bociu, care domnul sunt Boldea evidenți. Domnul Boldea are puține probleme, nu-i dă bine așa la, cum e, nu dă bine la Boldea imagine. Nu dă bine la imagine acum. Poate să facă foarte mult din această funcție. Nu-i dă bine, știți? Domnul Ionel Toma, domnul... A fost acolo, a fost prezent alături de mine la Variaș, când a venit domnul Ponta. Domnul Nicu Birău de la Variaș, Nicușor, e un om extraordinar care ar face foarte bine în această funcție. Dar acum să nu președinte executiv, zici. Absolut. Chiar și domnul Bunescu, da, care a fost toată viața lui a condus oameni și care a reușit să facă din Jarmata o chestie extraordinară. Da? Domnul Malac își face foarte bine Bun, treaba. Deci ziceți că o să fie un primar. Dar nu m-am oprit aici. Din rândul consilierilor județeni și chiar consilieri municipali. Sunt oameni care poate să merite lucrul acesta. Dar sunt două nume de oameni care putea să fie domnul Dobra poate să fie președinte executiv la tot ce face el alături de primari. Uitați, chiar și domnul să știți că în PSD Timiș, un om care lucrează foarte mult cu primarii și care, chiar dacă e apropiat a domnului Titu Bojin, chiar și domnul Nicolae Oprea își are un loc foarte important. Acum îl vedeți pe Nicolae Oprea președinte executiv lângă Sorin Grindeanu? Acum la modul serios, haideți să președintele executiv, eu sper că va fi sub Sorin Grindeanu.
ăsta este locul lui, nu este lângă. Toată echipa este sub Sorin Grindeanu, îl sprijină pe Sorin Grindeanu. Stai, că să nu luăm așa militărește, sub, alături de. Alături, sub Sorin Grindeanu. Cum vrem asta, că vreau să-l vreau la partid să fie cu președintele sub. Așa, ok. Dar eu sunt om de partid, din, da. Din 99 așa. Sunt de partid. Bun, deci, îl vedeți pe domnul Oprea, lângă Sorin Grindeanu, știți cum e? Păi, parcă ziceați că întineriți partidul. Că da, nu întinerim. Vă dau exemplu pe Călin Dobra, de care începusem să vă vorbesc, dar m-ați întrerupt. Călin Dobra poate să fie un președinte executiv extraordinar pentru tot ceea ce face el și din punct de vedere politic și din punct de vedere al partidului. Un președinte executiv se poate găsi și din parlamentarii pe care îi avem. Pe domnul Gheorghe Cioban. Pe domnul Bărsășteanu, de exemplu, care l-a bătut pe domnul Robu. Suntem un partid mult... Nu pe domnul Robu. A bătut PNL-ul, a câștigat un colegiu în Timișoara. Acolo și știți bine că a bătut pentru că a fost pariul... A bătut bine. A fost pariul președintelui de atunci al filialei Timișoara, Sorin Grindeanu. A bătut bine, da. Dar vă întreb un lucru. Vă mai dau un nume care nu are nicio funcție administrativă. Să vă întreb altceva. Sebastian Răducanu. Sebastian Răducanu poate să fie un președinte executiv. Dar poate vrea să fie președinte la Timișoara, acum știți cum e. Da, sigur. Fiecare dintre noi are libertatea de a alege cariera. Apropo, dacă ar fi să alegeți între domnul Ciobanu și domnul Dobra, pe cine să alegeți? Dumneavoastră... Votul dumneavoastră în care parte s-ar duce? Eu cred că fiecare și are un punct de vedere de spus, de a spune ce... Sigur că sunt apropiat de Călin Dobra din punct de vedere al generației. Deci l-ați votat pe Călin Dobra? Acum, astăzi. Acum, astăzi. Sunt convins... Dacă nu face prostii până la vot, îl votați pe Călin Dobra. Dacă se bate cu... Și dacă domnul Ciobanu nu are ofertă, are oferta pe care o are astăzi, dar sunt convins că și dumnealui, dacă își dorește, eu n-am auzit să-și dorească președinte executiv, mie nu mi-a spus asta. Dar am avut multe discuții cu domnia sa, eu vă spun pe cuvânt. Am avut discuții particulare în care am discutat viitorul acestei filiale. Niciodată nu mi-a spus că și-ar dori această funcție. Deci eu nu cred că și-o dorește. Aici e în emisiune și am colegii martori, spunea că, domnule, dacă ar fi... Eu n-aș refuza, mi-aș dori alături de Sorin, ne știm de mult. Mihai, așa este, da? Dă din cap colegul meu că aici am martorii în viață, atunci, stai avantajul meu pe lângă banda... Domnul Boță, atunci ca să fiu și mai precis, n-am auzit pe nimeni să-l propună pe domnul... Da, poate să autopropune. E posibil, da, nu ei, găsește un om din colegiu să zică, îl propun pe domnul... Asta știți cu propunerile, hopa. Cea mai mică problemă. Deci între... Ați văzut că nici asta nu ține. N-ar trebui să insistăm pe varianta asta. Cum că să și nu ține? Vă a, domnul mână. Ciobanu? Să nu insistăm pe varianta? Nu, eu vă spun că nici... Care? Călin Dobra? Modalitatea asta de a pune problema nu e neapărat cea mai fericită. Lăsați, știți cum e. Aici, în presă, noi avem mai multă libertate în presă decât la partide. De a vorbi, cel puțin, da. Da, așa și e. De a scrie. Știți, diferența între noi și alții e că... libertatea de a gândi nu ne ia nimeni și nu ieșim la vot cum ne spune șeful, care e deasupra. Nici nu, asta nu ieșim este. La vot cum ne spune șeful, că dacă ieșeam... Aoleu, dacă vă spune Sorin Grindeanu că, nu știu, votați o lege, nu votați? Domnul Sorin Grindeanu nu are astfel de preocupări. Nu? Domnul Sorin Grindeanu nu e indicație cum să se voteze legile. Și dacă îmi verificați modul în care am votat, sunt inclusiv moțiuni simple la care am votat împotrivă. Revenind, da, asta e. Revenind la chestiunea care, din punctul meu de vedere, este foarte importantă pentru viitorul filialei. Așa. Echipa de conducere într-un județ ca Timișul, da, unde dreapta este istoric favorită și acum, prin unirea celor două partide, e clar că are o forță mult mai mare, PSD-ul trebuie să-și găsească echipa care să reușească să facă o figură frumoasă. Bine, dumneavoastră nu veți spune ca să câștige alegeri. Eu spun ca să facă o figură frumoasă. Eu zic că are șanse să câștige alegerile. Ok. Se pot câștiga alegerile. Astăzi se pot câștiga alegerile. Bun. Întrebarea mea este... Mai e un an și ceva. Evident. Se poate construi, se poate explica. Da. Domnule, tocmai am redus TVA-ul la 9%, ne realizăm toate promisiunile pe care le-am făcut. Avem creștere economică, avem de unde să facem lucrul acesta. Dacă mai țineți 2-3 cașova în brațe, s-a dus dracului tot TVA de 9%. Nu o să mai conteze. Și atunci, eu nu. Bine pentru popor, știți cum faceți? Creați ceva și după aia veniți cu
cu toporul și Botta, nu noi, nu noi l-am ținut creșteți, Șova în creșteți, brațe, știți cum e? Ci un plen al Parlamentului în care nu știm cum s-a votat. Adică, s-a văzut acolo mulți cum au votat. Da, mulți. Revenind la întrebare. Dacă luăm așa mulți... Nu... Apropo de TVA, revenim la TVA. Vă rugăm frumos. Deci, între Călin Dobra și Gheorghe Ciobanu, ziceți că mergeți cu Călin Dobra până acum, astăzi. Da. Astăzi mergeți. Deci Călin Dobra... Da, de ce nu... Apropo că ziceați că, domnule, pe Ciobanu l-a propus... De ce nu vă duceți în forum, nu știu, în BPJ sau unde se fac așa propunerile? În BPJ sau... Nu, probabil că în Consiliu sau în Congres. Nu știu. În conferința. Să-l propuneți, îl propuneți public pe Călin Dobra astăzi aici, candidat la președinte executiv, sau trebuie să-i cereți voie să vă consultați? Eu v-am dat 10 nume. Nu, pe toate 10 numele propun public. Nu. N-am nicio problemă să fac acest lucru. Zic că... Domnul Bața, nu eu hotărăsc cariera politică a fiecărui membru de partid. Deci vreți să discutați cu Călin Dobra înainte, să înțeleg. Călin Dobra trebuie să-și manifeste dorința de a avea acest post. Deci încă nu e hotărât. Nu știu dacă e hotărât sau nu. Eu n-am discutat cu nimeni din filială despre... Bine că ați venit la Press Alert Live să discutăm acest subiect. Chiar mă bucur. Și eu n-am știut că există o asemenea preocupare, dar apropo, e bine că există. Mi-ați mai spus un lucru extrem de important. Vă rog. Spunea, într-un partid așa mare, cum este PSD, chiar și în Timiș, nu poate să fie un singur candidat pentru funcția de președinte executiv. Așa este. Dar întrebarea mea este, pentru funcția de președinte? E un partid prea mic? Pentru funcția de președinte? Că până acum sunt ingredient. Domnul Bosa, adică... sunt lucruri pe care, în acest partid, sigur, noi vorbim de o funcție executivă, președintele executiv. Este cel care ține legătura cu primarii, nu este cel de la decizie. Funcția de președinte, ce spuneți dumneavoastră, poate că are logică într-o sală de clasă, la copii, la clasa 5-a, 6-a, 7-a. Dar noi trăim în lumea reală, acolo unde oamenii sunt conduși de lideri. Și atunci când există o unanimitate că toată lumea își dorește să fie condusă în același mod și de aceeași persoană, e firesc să te încolonezi în spatele unei persoane care are aceeași viziune ca unanimitatea. Aici nu ne jucăm cu această filială și nu ne jucăm cu partidul. Nu e momentul și toată lumea din această filială și-a dorit ca Sorin Grindeanu să fie liderul... Toată lumea. Da, din câte știu eu, da. Nu știu ca cineva. Titu Bojin? Nici măcar Titu Bojin nu și-a dorit alt nume atunci când el a ales să se retragă din această poziție. Da, și Titu Bojin. Titu Bojin care îl caută pe Sorin Grindeanu și se sfătuiește cu Sorin Grindeanu. Da. V-aș întreba un lucru. Vă rog. Spuneți că trebuie lideri. Absolut. Dar pe de altă parte, din umilele mele cunoștințe, așa, cât am mai văzut, ați făcut paradă la nivel național de faptul că pentru funcția de președinte ați avut o bătălie extrem de importantă atunci când Victor Ponta a câștigat și atunci când în PNL sau în PDL sau în PMP au fost candidați unici, a spus, domnule, ăla nu a fost democrație. Absolut. Și acum veniți și îmi spuneți că la filiala Timiș trebuie să fie ca la PNL sau ca la PMP? Din nou îmi puneți cuvinte în gură și vă rog frumos. Eu așa am înțeles. Haideți că vă explic. Nu e problemă. Eu întreb. Știți, în presă cea mai prostă întrebare aia care nu o pui de avantaj. Obligația și dorința partidelor conform Dex-ului, dorința partidelor politice este aceea de a prelua puterea, de a câștiga puterea. Okay. PSD-ul este un partid care are puterea din 2012. Care are, în baza faptului că a câștigat puterea, a câștigat-o în baza unor promisiuni pe care le-a făcut. Obligația PSD-ului este să respecte acele promisiuni. Cum ar fi scăderea TVA-ului la 9%, lucruri pe care nu l-au făcut mulți. Da? Pentru că avem destule resurse bugetare și am făcut-o. Asta în paranteză fiind spus. Bun. Suntem în momentul în Timiș. Suntem în momentul în care mai avem lucruri de făcut pentru Timișoara. Nu e momentul în care să ne batem. Noi am reproșat celorlalte partide că nici măcar în opoziție n-au avut curajul să aibă democrație. Dar când ești la putere și când ai obligații față de cetățeni, nu te joci cu democrația internă de partid. Pentru că obligațiile față de cetățeni sunt mult mai importante, domnule Boța. Sunt lucruri care te obligă. Nu te joci cu democrația? Nu te joci cu democrația. Deci nu te joci cu democrația în partid? Nu.
Am zis nu te joci cu democrația, nu te, da. Nu te joci de-a democrația. Nu, da? Nu te joci cu democrația în partid. Da, corect. E mult mai importantă responsabilitatea pe care o are PSD-ul față de cetățeni decât orice altceva. Domnule Ciuc, știți de, știți de ce am oftat? Vă rog. Mi-am adus aminte de o declarație făcută tot aici, în același studio, da? De domnul Titu Bojin. A fost ultima emisiune a domniei sale în calitate de președinte al PSD Timiș, pe care am avut-o. Aici, așa, în studioul HDV, domnia sa a spus ceva aproape identic a dumneavoastră. Că prea multă democrație strică. Că nu se poate. Că știți acea declarație, primul, da? Primul om care a venit la emisiune după Titu Bojin am fost eu. Și l-am contrazis pe Titu Bojin atunci. Dar acum, cu declarația asta, nu te joci cu democrația în partid. Da. Sunteți cam tot pe acolo. Nu e adevărat. Asta o înțelegeți dumneavoastră. Eu nu înțeleg asta. Eu înțeleg că noi toți, domnul... O înțeleg așa cum o spune. Eu n-am zis că nu te joci de-a democrația, nu te joci cu democrația. Da? Nu-ți bagi joc având, nu-ți bagi joc de lucrurile pe care le-ai promis cetățenilor. Alegi acea soluție în care echipa pe care o ai oferă timișenilor lucrurile pe care tu le-ai promis că le dai. Dar de ce domnul Bârsășteanu sau așa, domnul... nu știu, ziceți dumneavoastră, oricare din lista dumneavoastră, sau domnul Dobra, să fie contracandidatul lui Sorin Grindeanu. Care ar fi problema pentru democrație în partid? Nu există nu e vorba de problemă, domnul Boța. Noi ca partid nu existăm ca să respectăm niște reguli impuse de mass media. Noi existăm ca să realizăm... Era o discuție. Era o întrebare... Da, și eu vă spun că pentru noi, și pentru domnul Bârsășteanu, și pentru ceilalți domni enumerați de dumneavoastră, e mult mai important, sunt mult mai importante lucrurile pe care le-au promis cetățenilor. Iar lucrurile pe care le-am promis cetățenilor le putem da într-o echipă condusă de Sorin Grindeanu. Am înțeles. Să lămurim misterul. Să lămurim misterul. Și dacă tot a venit vorba de acel TVA de 9%, la toate alimentele. La toate alimentele. Și băuturile nealcoolice. Așa. Deși am avut un proiect de lege băuturi, care... adică o să fie băuturi nealcoolice, că o să bem Pepsi, Cola, Fanta, Sprite și alte fiecare chestiuni. Fiecare are libertate să bea, da? Ce își dorește. Sau Fruity Fresh cu TVA sau de 9%? Sau sucuri de fructe. Deci cu 9%. Naturale. Cu 9%. Da. De ce sunteți așa bucuros? Că, dincolo de câștigul politic... al partidului. Aveți așa o bucurie personală? Am o bucurie personală pentru că am făcut anul trecut un proiect de lege pentru reducerea TVA-ului la fructe și legume, având la bază reducerea TVA-ului de la pâine. Și, da, împreună cu mai mulți colegi în Camera Deputaților, în special colegi din Comisia de Agricultură, și care a fost preluat de guvern, există în resurse. Deci l-ați inspirat pe Victor Ponta. Guvernul a ajuns la concluzia că nu l-am inspirat, pentru că și domnul Ponta era inițiator în proiectul respectiv. Noi în partid lucrăm în echipă, nu ne inspirăm, echipa ne inspiră, nu ne inspirăm unii pe alții, nu suntem unii mai în fața celorlalți. La PNL se întâmplă chestiunea aceasta. Și e bine că lucrul acesta se întâmplă din iunie și că s-a dat această ordonanță de urgență, pentru că legea respectivă încă mai era la avizat la diferite comisii și poate că n-ar fi ieșit în timp util. Am înțeles. Dar din nou, rezultatul contează, nu modalitatea în care îl pui în practică. Câte puncte electorale credeți că va duce în Timiș, de exemplu, această măsură? Că tot spuneați că, dom'le, până la urmă, tot ce facem e ca să câștigăm. Tot ce facem este ca să câștigăm, demonstrăm alegătorilor că ne ținem de cuvânt acum la guvernare. Da. În opoziție ce facem? Tot ce facem este ca să câștigăm puterea. Da. Și de ca să reușim să realizăm... lucruri. Mucles. Nu e adevărat. Timiș, Mucles. Nu e adevărat. Până acum, în opoziție. Nu e adevărat. Eu vă repet, o să vin data viitoare cu casetele și cu articolele de presă. Nu e problemă. Ornela Design, să spuneți mie, eu mă angajez public, mănânc hârtia aia unde dumneavoastră a spus și l-ați atacat pe Ostaficiu articolul de presă unde scrieți sau Titu Bojin l-a atacat pe subiect Ornela Design ca președinte al partidului, da?
și lider al opoziției din Consiliul Județean Prostaficiu pe subiectul ordinarea. Mănânc hârtia aia. Ziarul tot. Dacă e de 16 pagini, dacă e Renașterea, o mănânc toată. Vă promit, o mănânc toată. Dar dacă nu e așa, domnule Ciuc, dați-mi voie să rămân la opinia mea. Boța, eu vă repet, eu aici vorbesc despre faptele mele, nu neapărat de faptele colegilor mei. Acum, eu știu ce am vorbit. Acum erați echipă. Păi suntem echipă, sigur. Da, mie îmi place la politici, știți cum e, domnule Ciuc? Când e pe bază de TVA 9%, ăla, domnule, toți suntem egali, echipă. Când e o chestiune, mai știți, fiecare, eu răspund pentru faptele mele, e bine. Păi nu, dar vorbeam de declarații politici, păi nu o să explic aici declarațiile și atitudinile politice altora. Mi-am adus aminte, uitasem de un domn care a fost aici în emisiune și a atacat rău de tot partidul. Cum se poate dumneavoastră să uitați de cineva de aici în emisiune, domnul Boț? A fost aici în emisiune și v-a atacat rău. Cine ne-a atacat rău? A fost dumneavoastră coleg de partid. Cine, domnul Sorin Cociobea. Cine, care a spus Boț? Că sunteți cancer, a scăpat de cancer. E drept, acum câteva luni spunea tot aici în emisiune, îl lăuda și spunea lumii, votați Victor Viorel Ponta. Adică, cred că dumneavoastră nu l-ați fi putut lăuda pe Victor Ponta cum lăuda Sorin Cociobea. Și v-aș întreba, păi ce ați fost până la urmă pentru Sorin Cociobea? Cancer sau locul binefacerii care n-a mai venit? Domnul Boță, eu prefer să nu vorbesc despre domnul Sorin Cociobea. Asta e noua tactică la PSD să-l ignorați? Nu e o nouă tactică, eu pur și simplu prefer să nu vorbesc de dumneavoastră. Dacă îmi dați voie. Da, sigur, doamne, libertatea inclusiv de a nu comenta și asta spune multe. Dar știți că tot îmi spuneați de un lider important al partidului care are lucruri bune, care a făcut domnul acesta despre care nu vreți să discutați. A fost adus în partid și sprijinit de domnul Titu Bojin. Adevărat. Și nu e singurul. Nu e singurul rateu pe care l-a dat Titu Bojin. Credeți că a fost un lucru bun sau un lucru rău? Că a acceptat ca un om care a fost alături de Alin Popoviciu să vină în PSD Timiș? Domnul Sorin Cociobea poate că are foarte multe calități, dar de adus voturi nu aduce PSD-ului niciun fel. Nu, vă întrebam dacă a fost un gest bun sau, nu, corect sau greșit al domnului Bojin de a-l accepta în echipa PSD Timiș. Vă repet. Domnul Sorin Cociobea, eu nu știu motivele pentru care domnul Sorin Cociobea a intrat în PSD. Nu știu motivele pentru care domnul, pe atunci președinte al PSD Timiș, l-a primit în PSD. Nu le știu. Și nu v-au interesat niciun moment? Că tot spuneați cum e cu opoziția, cu politica, cu oamenii. Nu v-a interesat? Motivația pe care eu am primit-o în momentul în care, pentru că domnul Sorin Cociobea reprezintă, sau mă rog, așa are afacerile pe o zonă din colegiul pe care eu reprezint în Parlamentul României. Motivația pe care eu am primit-o la momentul respectiv este că domnul Sorin Cociobea aduce voturi. Motivație pe care o așteptam să se realizeze, ținând cont că în două luni de zile, într-o lună de zile, urmau alegeri. Da? Lucru care nu s-a întâmplat. Faptul că domnul Sorin Cociobea a plecat din PSD, mi s-a părut un lucru absolut normal în prisma motivației pe care eu am primit-o în momentul intrării. Deci, s-a lămurit misterul, domnul Cociobea a venit să aducă voturi, n-a adus voturi, nu i s-a dat postul pe care și-l dorea, a plecat și Bojin de la partid. Nici nu știu de ce post a solicitat domnul Sorin Cociobea. Sincer, nu știu. Da, o să fiu mai atent în presă. Acum, nu cred că domnul Robu că... Nu cred că domnul Cociobea e atât de naiv încât să ceară un astfel de post. Deci de asta nu cred că e. Șef la IMB-uri. Nu cred că e. Nu te-ați întrebat și noastră colegii de partid pe care i-am mai rugat. Repet, nu cred că e chiar atât de naiv, ca să nu folosesc alt cuvânt mai rău, încât să poată să ceară un astfel de post. Da. De asta nu cred că... Eu cred că i-au pus presa în gură cuvinte, că am mai văzut și alte cazuri. Lăsați-mă, am mai simțit și alte cazuri. Domnul Ciuc, nu mai încercați să dați pe presă. Dau unii niște declarații și e presa de vină. Serios. Nu, presa de vină e când le pune că acele există, declarații în alte, în alte... Nu, din potrivă. Că există. Nu, chiar din potrivă. Nu, din potrivă. Din potrivă. Dumneavoastră ajutați foarte mult partidele care sunt la putere, pentru că le ajutați să nu deraieze, că uneori mai au pe arătură. Domnul Boța? Citeam... Din ce mi-am luat tot aici? Așa. Cu viziunea cu unanimitate. Asta cu unanimitatea pe mine mă sperie la un partid. Așa. Și pe mine mă sperie unanimitatea. Da, acum tocmai ați făcut o
Unanimitate. Un adevărat lobby pentru unanimitate în ceea ce îl privește pe Sorin Grindeanu, absolut, de exemplu. E un lucru foarte important. Da. Locul lăsat liber de Titu Bojin e unul mare, nu e unul mic. Și unul pe care Sorin Grindeanu îl umple cu prisosință. Da. Să vedem, nu știu, să vedem, că până acum, mă scuzați, prea multe acțiuni, să vă bateți cu dușmanul dumneavoastră de clasă, între ghilimele, PNL, mă scuzați. Cam liniștiți așa, cam ocupați cu bătăliile interne. E, uitați, lucrul ăsta să știți că îl reproșesc și eu colegilor mei, cam, pentru că sunt foarte puține voci. Cam liniștit. Așa este. Nu e firesc să fie doar tot aceiași, tot 2-3 care să puncteze și să... Aia, unii să mai vină să fie jumate cu robul, dar asta e altă discuție. Nu mai discutăm. Asta e de... Domnul Boța, dar aici noi suntem... Știți cum ne faceți pe noi? Și când suntem la putere, suntem pe jumătate cu ceilalți. Asta e... Domnule, deja... asta e în ADN-ul PSD Timiș, ce să fac. Da. Îmi cer scuze. Dacă tot timpul ați făcut parte... Nu toată parte lumea. Din... Să știți că nu toată lumea face parte... Aici e o chestie foarte importantă pe care vreau să o punctez. Nu toți cei pe care îi vedeți dumneavoastră sau i-ați citat aici fac parte din ADN-ul PSD Timiș. Unii mai sunt și în plus. Unii mai sunt și bube pe acolo. Care să e, domnule? Dați-mi o bubă. Nu zice Sorin Cociobea că el nu se pune că nu e în partid, el nici bubițe nu putea să fie în PSD. Eu sunt membru PSD din 99, perfect. Întotdeauna. 2015, 99, 2015. Vreo 15 ani. 15 spre 16. Dați-mi o bubă. Eu vă spun PSD. Că întotdeauna PSD-ul dați-mi a avut o bubă, un nume. Un sistem imunitar bun și a scos afară. O să vedeți cine iese în continuare. Și gata. Cine se iese de unde? Din structura PSD. Pentru din conducere? Că, din structura PSD. Adică afară din partid? Afară din... Nu. Dintr-un loc în care ar putea să facă rău acelui ADN al PSD. Pentru că discutam în termeni medicali. Nu, haideți ca să fim mai concreți. Mai concreți. Respectivele persoane pe care noi jurnaliștii ar trebui să le urmărim ca să le identificăm pe acele persoane. Dar nu trebuie să le urmăriți. Stați o secundă. Pentru că PSD își face singur ordine. Urmărim ce se întâmplă. Urmăriți ce se întâmplă. E firesc să o faceți. E rolul noastră de jurnalist. Sau vor pleca din anumite funcții? Asta vă întrebam. Vor pleca de tot din partid sau doar din anumite funcții de conducere? Atâta timp cât un om vor pleca până la nivelul, discutăm de un cerc, da? În care cercul ăla mărindu-se, da? Ai un cerc de conducere, ai un cerc de conducere lărgită, ai un cerc de membri de partid, ai un cerc în afara partidului. Oamenii aceia vor pleca până la nivelul la care nu vor mai face rău partidului. Deci dacă vor fi dați afară din partid. Afară din partid sau vor rămâne simpli membri de partid, dar vor fi duși în locul în care nu vor face rău partidului. Bun. Asta când după alegerile din filială? După alegerile din filială. Deci, cum s-ar spune, pentru că ne apropiem de sfârșit, mă uit să văd câte minute mai avem, puține, decât vreo 7 și v-aș întreba un lucru. Domnul. Sună așa. Lucruri previzibile la PSD Timiș. Așa. Un președinte de filială clar. Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu. O bătălie pentru locul 2, că spuneți că nu o să fie Gheorghiță Ciobanu, celebru, singur. A, poate să fie. Nu cred că va fi singur. Nu cred. Mă îndoiesc că dumneavoastră, având 16 ani de PSD, simțiți că nu o să fie singur în bătălie? Nu cred că bătălie. Va fi singur. Și da, după în condițiile în care Ghiță Ciobanu își dorește acest lucru. E, își dorește. Mă rog. Probabil că în stilul PSD s-ar putea la un moment dat să le răzgândească partidul. Asta nu înseamnă că în momentul... A spus-o aici la emisiune. Nu. Știți cum e cu marfa clientului. Nu, a spus-o dacă partidul și-o dorește, eu accept. Asta am auzit. Asta știți cum e cu partidul și-o dorește. Nu, eu le iau foarte în serios pe domnul Ciobanu. Sunt convins. Noastră văd că îi puneți vorbe în gură. N-aș face asta. Sunt convins. Da, știm. Mai era unul pe la Consiliul Județean care spunea că nu știu. Și avea și secretarul lângă el. Îl chema Constantin Ostaficiuc. Și astăzi când îl întrebam dacă i-a părut rău că a semnat contractul, s-a dus așa, repede, repede, repede. Știți? Așa e. Istoria se scrie pe fapt. Și pentru un jurnalist rămân lucrurile scrise atunci când le scrii. Și eu le-am scris atunci când s-au întâmplat, nu atunci când și-au dorit unii sau când am putut să-i fac mult mai mult rău unui om. Nu. Le-am scris atunci când le-am aflat. Așa e și apropo de politicieni. Și mai era un lucru, domnule Tiuc. Vă rog, domnule. Ca să fim
să nu spuneți că n-a zis, poate am înțeles eu greșit. Și spuneți că după ce PSD Timiș va avea o nouă echipă de conducere, da, cu Sorin Grindeanu în frunte, căci altul dacă nu mai e, n-are cine, da, vor fi unii care, dumneavoastră i-ați numit bube, da, scoși din partid, până la a fi scoși din partid. Deci este posibil să avem excluderi din partid sau oameni care acum au funcții de conducere și sunt importanți pentru PSD Timiș, care vor fi, vor redeveni simpli membri. Da, corect? Eu o să spun mai, mai puțin spectaculos decât a spus-o dumneavoastră, dar la fel de real. De fiecare dată când s-a închegat o echipă în PSD Timiș și de fiecare dată a existat o echipă și un nucleu, au fost foarte mulți care nu s-au regăsit și care au simțit nevoia să plece. Și au plecat. Nu oameni buni, pentru că PSD-ul a câștigat și fără ei. PSD-ul nu stă în oameni, stă în valori. Veți fi în noua echipă a PSD Timiș? Vă doriți? Eu sunt convins că voi avea un loc în noua echipă a PSD Timiș. V-am observat dacă vă doriți. Da, sigur că îmi doresc. Spuneați membru, că la partid sunt membru pe bază PSD de dorință. Absolut, sunt membru PSD de 16 ani. Firesc să-mi doresc asta. Sunt deputat, reprezint un colegi în Parlamentul României, mi-am făcut treaba acolo, am adus bani în Timiș, mi-am rezolvat proiectele pe care le-am promis că le rezolv. De la ultima emisiune, câte proiecte ați mai rezolvat? Ca să nu ziceți că nu vă întreb de ce faceți bine pentru comunitate. Deci astăzi m-am văzut cu primari, cu 7-8 primari, care nu fac parte din colegiul meu pentru a rezolva astfel de probleme. Pentru a reuși să... Vă pregătiți pentru liste, viitorul vot pe liste, văd. Nu, mă pregătesc să aduc, să reușim să aducem în județul Timiș peste 25 de milioane de euro anul viitor. Mă pregătesc să putem să realizăm lucrurile pe care, pentru care Consiliul Județean și Guvernul României nu are resurse de finanțare și să găsim surse de finanțare pentru acele proiecte pe care le-am promis. Pe fonduri europene. Pe realizări de parteneriate și de pe fonduri europene, pe fonduri transfrontaliere. Sunt o grămadă de fonduri care nu au fost accesate în județul Timiș și pentru care n-am avut structuri să le acceseze. Asta încerc să fac și e firesc să fac asta. Și lucrul ăsta îl fac împreună cu toți colegii mei. Adică la lucrul ăsta și-au dat concursul toți, m-au ajutat, m-au sfătuit. Suntem echipă și facem lucrurile astea să putem merge înainte. Domnule Ciu, se întâmplă lucrurile în felul următor. O să aveți echipa pe care vă doriți, ca PSD-ți vechi. Așa. Cu Sorin Grindeanu în frunte. Da. Faceți ce ați promis pentru popor, TVA 9% la alimente. Așa. Una din lucrurile pe care le-am TVA 20% probabil, teoretic, de la 1 ianuarie anul viitor, așa cum este. A anunțat premierul, mai faceți niște lucruri. Care e ținta pentru alegerile de anul viitor? Dacă mă întrebați acum, vă spun primărie și Consiliul Județean în Timiș. Primăria Municipiului și Consiliul Județean. Eu cred că primăria municipiului la ora condițiile aceasta, în care rămâne votul dintr-un singur tur și iasă primar, că așa este, așa va fi legea. Primar din primul tur, cine ia cele mai multe număr, cel mai mare număr de voturi din cei prezenți. Că așa vă convine. Nu e pe democrație pe două tururi. Aveți o șansă cu un tur? Dacă reușim să ne facem destul de vocal de anul acesta, începând din sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, da, avem o șansă. Eu cred că avem o șansă. Pentru că n-am văzut nimic nou la primăria Timișoara, n-am văzut nimic nou, nici măcar dacă se închid toate proiectele astea vechi ale Ciuhandu. Nici măcar dacă Ciuhandu în sfârșit reușește să-și finalizeze proiectele, nu cred că nu ne putem bate la primăria Timișoara. Cred dimpotrivă că avem o șansă la primăria Timișoara și că putem câștiga. Am înțeles. Domnule Ciuc, vă mulțumesc. Sărbători fericite, un Paște liniștit. Și doamnelor și domnilor, telespectatorilor noastre, un Paște la fel de liniștit să aibă. Doamnelor și domnilor, o emisiune ca înainte de Paște. Cu de toate. Cu ouă ciocnite, cu idei ciocnite, cu păreri pro și contra, așa cum ne-am obișnuit să fie aici la Press Alert Live. Da, dacă îmi place un lucru, este să am
invitați care își susțin ideile și au argumentele lor, pe care întotdeauna le voi respecta. Asta nu înseamnă că vreodată voi crede că am greșit atunci când îmi exprim propriile păreri. Pot să greșesc, suntem toți oameni, însă în prea multe cazuri am avut dreptate și din fericire începem încet încet să vedem că lucrurile nu sunt așa cum și-ar dori politicienii în acea măreață frăție a cașcavalului despre care tot vorbim și în care, ca să se bucure domnul Tiuc, nu sunt toți băgați. Că știți, unii sunt într-o frăție, alții sunt în alta. Nu ești la frăția cașcavalului, ești la frăția salamului. Dar într-o frăție toți sunt. Important este să vedem ce mai fac pentru comunitate. Mai vreau să vă spun două lucruri înainte de a ne lua la revedere. Săptămâna viitoare nu ratați edițiile Press Alert Live, pentru că vă promit, vor fi unele incendiare. Și nu glumesc absolut deloc. Vă vom dezvălui cum unii își permit să-și bată joc de banii noștri, de banii publici, de impozitele pe care le plătim, să vă arătăm cum ne sfidează și cum continuă să spună că noi suntem proștii și ei sunt deștepți. Cu un singur amendament. Noi avem și dovezi pentru ceea ce spunem. Nu uitați, mâine de la ora 13 la ora 14 vă aștept pe frecvențele Radio Timișoara în FM alături de Călin Petrescu la o nouă ediție La Subiect, despre multe lucruri interesante vom discuta. Vă aștept la radio să fim în direct și să discutăm despre a fi bun creștin și înainte și după Paște. Până săptămâna viitoare, că de-abia marți ne vom revedea, vă doresc celor care sunteți ortodoxi și veți sărbători Paștele să aveți sărbători luminate și să vă dea Dumnezeu tot binele pe care vi-l doriți și de Paște și după aceea, și este valabil acest lucru evident pentru toată lumea. Până săptămâna viitoare vă spun ca de obicei, rămâneți pe presalert.ro și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfâșie. O seară nebănuită!